fiecare dintre noi ni s-a întâmplat să căutăm la radio un anumit program și să trecem peste mai multe posturi de radio la rând până să găsim ce ne convine. Așa ceva s-a întâmplat și în urmă cu câțiva ani, doar că protagoniștii noștri au ales o emisiune cu povești pentru copii și o emisiune sportivă. Haideți să-i ascultăm cu atenție. Bună seara, dragi noștri, telespectatori, telecombinari, telepărinți, telebunici și alți tele. Că de obicei, la această oră ne întâlnim... Pe stadionul din Rotterdam, în această seară, prezența 100.000 de suporteri. După o îndelungă așteptare, vom asista în sfârșit la... Cea mai admirabilă poveste care ne încântă urechile. Scufița roșie, scrisă de... Roberto Cassini, arbitru partidei de astăzi. Arbitrii de margine sunt... Scufița roșie, mama, bunica, lupul și cei doi vânători. Așadar, într-o bună zi de dimineață, pe când soarele răsărea de după dealul, Scufița roșie porni la drum spre bunicuța și se întâlni cu... Două echipe puternice care în acest moment se deplasează spre centrul terenului. Două forțe mari ale fotbalului mondial, Franța și România. Are o tragere la sorți pentru teren. Se pare că da, Franța este cea care va... Merge la bunicuța să-i ducă plăcintuțe, unt și... Fluierul care dă startul acestei partide. Zidane pasă la Giorcaie. Acesta se îndreaptă anunțător spre... Cărarea care duce la bunica. Dar casa bunicii era departe și trebuia să treacă prin pădure și peste... Apărare română formată din Contra, Chivu, Popescu și... Lupul. Și întrebă pe Scufița roșie unde merge. Scufița roșie răspunde că se îndreaptă. Cu o viteză nemaipomenită pe partea dreaptă a terenului, pasă nu spre Adrian Ilie, îi șutează, dar băul... O luă scurtătură și ajunse mai repede la... Porta aparată de Bogdan Stelea, pasă periculoasă, șut! Balonul este reținut cu precizie de golkeeperul României. L-aveți acum în prim plan. Observați ce figură împrimătoare are o... Blană stufoasă, colți mari, dar cu stomacul... Gol! Stimați telespectatori, în minutul 37 al primei reprize, Hagi înscrie. Bravo băieți, hai România, extraordinar. Acestui Hagi se mai spune și Maradona din... pădure. Urcă treptele spre casă, deschise ușa și intră în... Ultimele 5 minute ale primei reprize. Jucătorii francezi contraatacă. Dugare, pasă lungă la Giorgaev care... Se năpustește fomentat asupra bunicii și o înghite cu tot cu... Bără! Extraordinar, stimați telespectatori! Se pare că jucătorii noștri s-au născut cu... Cămașa bunicii, ochelare și încălpare. Dar nu trecut multă vreme și iată că la un moment dat se auzi... Fluierul final al primei reprize. Dăm acum legătura în studio. Urmează o reclamă la farmacie. Farmacia inimii, catena. Și din nou ne aflăm pe stadionul din Rotterdam. Suntem în așteptarea celei de-a doua reprize. L-aveți în prim plan pe antrenorul echipei franceze care dă ultimele indicații. Pune coșulețul pe masă și apropie-te de mine. Ia scaunul din mijlocul. Terenul de joc. A început repriza secundă, după cum vedeți, cu un atac din partea jucătorilor francezi. Zidane este fautat de Dorinel Munteanu. Antrenorul român își iese din fire, venind spre marginea terenului. Ca să vadă mai bine. Dar de ce ai nasul așa de mare? Ca să te miros mai bine. Scufița roșie? Îl înlocuiește pe Gică Hagi. Prima schimbare din acest meci. Acum balonul este la Zidane. Pasă la Truman. Față priculoasă, șut și balonul intră în... burta lupului. Egalitate în acest moment. 1-1. Observați câtă disperare se vede în ochii lui Stelea. Se pare că va începe să... urle de durere. Urle de spăimântător pentru că... egalitate nu deranjează pe jucătorii noștri. Haide. Și iată că se pregătesc ultimele două schimbări. Sper să-i vedem în prim plan. Da, iată-i sunt... doi vânători care treceau pe alături și, auzind țipătele de durere, intră... în ultimele 10 minute de joc. Tensiunea crește. Fault! Se pare că ceva se întâmplă. Doi jucători își iau la harță. Cred că va fi un cardonal în jur. Da, sunt eliminați din... burta lupului și bunica și Scufița roșie. Amândouă sunt pline de bucurie. Fericire mare în acest moment. Lovitură de la 11 metri pentru România. Este minutul 89 acestei partide și... Scufița roșie va executa lovitura în ochii pătrâni și triști.
naționaliști ai francezilor. În acest moment arbitrul fluieră finalul acestei partide. Dragi telespectatori, iată un final glorios și neașteptat al vecinilor noștri care au muncit din greu pentru a obține această victorie. Bravo, băieți! Terminăm transmisiunea noastră de aici, de pe stadionul din Lotte Tamburin, să vedem ce se va întâmpla peste 4 ani în povestea cu cei trei porcelași.